mai ceva cu Andrei singur. Da. Mm-hmm. Poate vine Adina. Nu, nici un nu vreau să vină. Da, să vină Adina, nu o să mai vină. Ăla a fost stat drift. Chiar cât e. Eu am crezut atunci. Da, pe bune și am crezut. Adică ce n-a fost pe bune? A, din partea ei. Nu mă refer. Partea ei. Deci eu când... Eu am crezut-o, pe bune am crezut-o. Eu nu. Eu am crezut-o. Nu m-am îngrijorat niciun fel. Dar poate chiar și-a dat seama că l-a pierdut. Pentru că nu știi, atunci când pierzi persoana. Când conștientizezi că nu mai e, atunci îți dai seama că iubești pe cineva. Și poate și-o fi dat seama femeia că... Da, nu avea de ce să zică că l-a pierdut, pentru că... Andrei n-a anunțat că... Da, dar nu știm ce a fost între ei. Nu, no, mă punea râsul. Pe parte îmi picase, deci simțeam că mi-a picat platou în cap. Dar pe parte îmi punea râsul așa. A fost aici. Da, dar au fost. Mi-a lăsat asta e gândul haios. Vrea să-mi calce trenul, mașină, ce aici. Am să sunt șocată. Tu știi că mie dacă... Bine, că nu cred eu că să fie cazul să îngăzmânească cineva așa mult. Îmi zică că decât să... Nu fie cu mine și așa, să mă menții, că s-o mai știu că asta pe bune. Tu ai stat? Deci eu vă simt că vreau să se ducă să se moare. Ea nu du-te, dacă vrei ea să-ți ia te-ntă. Eu aveam un curajă aici eu. Cum să spui așa? Ați făcut așa ceva? Nu? E așa, face că să te șantajezi emoțional. Asta? Și sunt excrocheriile astea. Excrocheri? Să vedem noi de ce vorbeau cele trei fete despre Adina. Denisa, Marianita și Iulia. Dar nu vorbeam despre Adina. Dar despre cine? Pornisem de la sinucidere. De la... Vorbeam în general. De la sinucidere? Da, vorbeam da. Despre... Ne-a povestit Denisa. Le povesteam despre cineva care s-a sinucis pentru altcineva și... Oricum, și azi nu preferești. Dacă ni s-ar întâmpla, nu știu, să avem o persoană care să ne amenințe că se va sinucide, aici că l-aș încuraja. Adică nu... Nu am crede așa da. Ceva. Gândul la Adina. De când a zis Andrei în platou, când a sunat Adina, că mai bine mor sau ceva de genul, de aici s-a deschis subiectul despre ei. Iulia, ce vrei să spui? Nu vreau să spun nimic, doar că nu vorbeam neapărat de Adina, vorbeam în general. Da, acum ce credeți, că Andrei se supără? Nu are de ce, că nu am zis nimic rău. Chiar nu mă interesează. Dar chiar nu ar avea de ce, că nu e prima oară când se vorbește despre ei. Dar, Andrei, mai ții minte când ai spus mamei tale la telefon? Nu vreau să mai mi-aduc aminte. Stai, dragă, puțin. Mai ții minte când ai spus mamei tale la telefon? Eu am și eu dreptul la 5 minute de fericire în viața asta. Ce vreți, să mă omor? Să mă omor, asta e. Da. Ori mă scoateți cu picioarele exact. Înainte, ori. Mai ții minte? Nebuna. Chiar că. E, acum, fetele își dau cu părerea. Și iată ce zice Marianita. Poate vine Adina mâine. Și tot ea zice că acum își dă seama Marianita cea, Adina ce a pierdut când vede poate că Andrei are un cuplu. Asta crezi că se întâmplă? Da. E o regulă asta în viață? Cineva, atunci realizezi că... Eu am crezut că și-a dat seama chiar și atunci când eram afară, dar de fapt nu era așa. De fapt ea după ce a intrat aici după o săptămână era în club cu altul. Deci este cineva la care nu poți să accept la mai mult. Chiar Denisa zice totuși că pe o parte simțeam că îmi pica platou în cap, iar pe de o parte mă bufnea râsul. Când, Denisa? Când a sunat ea, mă bufnea râsul că mi se părea falsă. Dar cum vi se pot vouă părea nu false simț. Fetele astea și alți băieți ar da viața pentru ele? E normal așa? Păi e părerea lui. Eu am spus că mi se părea falsă. E, acum fetele o așteaptă, mă rog, nu așteaptă, dădeau cu presupusul. Iulia zice că nu vine, Marianita zice vine. Vine, nu vine, vine, nu vine, vine, nu vine. Să facem cu floare de dencio pica. Să vină? Nici nu mă interesează nici dacă vine, nici dacă nu vine. Cristina nici atâta nu e interesată, că uite, tot învârte un ruj între degete, nu are nicio treabă. Nu te interesează subiectul? Cum ai reacționa? Dacă îmi va demonstra ca și până acum că nu-l interesează, nu. Nu m-ar deranja. Dar ai face față acestei întâlniri? Da. De gradul zero? Da. Ai face. Bine, asta e cel mai important.